Prefectul Maria Buleandra a făcut astăzi instrucție cu șefii de instituții deconcentrate. Convocați la ședința ordinară a Colegiului Prefectural, aceștia au fost mustrați că au venit nepregătiți, deși au avut suficient timp să se informeze cu privire la ordinea de zi. Să luați cunoștință de ele cu 3 zile înainte, strict și la obiect. Instalată de mai puțin de o lună în scaunul de prefect, Maria Buleandra a condus astăzi cu mână de fier ședința ordinară a Colegiului Prefectural. Prefectul Maria Buleandra a intervenit și a întrerupt pe șefii instituțiilor care prezentau rapoarte. Șefa de la Casa Albă le-a cerut să scurteze prezentările ce deveniseră plictisitoare, iar la final le-a pus în vedere membrilor Colegiului Prefectural să vină cu lecția învățată, iar rapoartele să fie concise și la obiect. Fiecare membru al Colegiului Prefectural ar trebui ca toate materialele incluse pe ordinea de zi să le cunoască cu 3 zile înainte, da? Poate sunt propuneri, poate cineva are o altă părere. Așa mi se pare legal. La întâlnire au fost prezentate rapoarte ale Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției Sanitar-Veterinare, de la Sănătate Publică și OPC. Expunerele au avut ca obiect respectarea legislației în relațiile de muncă și modul în care este aplicat programul Cornul și Laptele în județ.